Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Halil Ibrahim, a cărui relație cu Sla s-a complicat zi de zi, și-a șters toate fotografiile cu Slatercolu. În plus, împărtășirea lui Halil Ibrahim de fotografii sincere cu Nanuca după această atitudine a fost foarte criticată de fanii lui Halil. Se pare că există o mulțime de informații false care plutesc în jur. Pe de o parte, s-au unit și s-au despărțit din nou înainte de a putea sta împreună două zile, cu vestea că cineva manipulează constant agenda. După părerea mea, o secțiune încearcă să obțină o primă pentru oricare dintre ei folosind Halil sau Sla. Până acum două luni, au existat acuzații de dragoste pentru Sla și Doucan. Aici, se părea că seria Cranberry Sherbet a fost promovată prin Sla și Doucan. Pentru că după această bârfă a circulat vestea că o astfel de uniune nu există. Cu toate acestea, cu subiectul și agenda sa, audiența serialului a început să crească zi de zi după acele zile. Am văzut că continuă să crească în ultimele rating. Pe de altă parte, serialul Emanet, în care joacă Halil, continuă să cadă pe ecrane. Odată cu zvonul acestei uniri, seria Emanet încearcă să fie în top. Când ne gândim bine, continuarea vânzărilor internaționale ale seriei Emanet pare să provoace aceste mișcări mirositoare de reclamă. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!